Atunci când ne gândim la neandertalieni, adesea ne imaginăm bărbați cu aspect de om al cavernelor. Totuși, ce se întâmpla cu femeile acestui grup ancestral? Ce știm despre ele și despre viața lor? Deși cercetările sunt limitate, există indicii despre viața femeilor din Neandertal, mai ales în ceea ce privește evoluția lor spre maturitate. O mutație genetică comună la unii oameni de astăzi, asociată cu debutul precoce al menstruației, sugerează că femeile Neandertal puteau ajunge la maturitate reproductive mai devreme decât oamenii moderni. Această adaptare poate fi legată de mediul în care trăiau și de presiunea evoluționară de a se reproduce și de a supraviețui în condiții dificile. Studii genetice asupra rămășițelor oamenilor de Neandertal, găsite în Siberia, indică faptul că femeile puteau migra între comunități. Diversitatea genetică a ADN-ului mitocondrial, moștenit de la mamă, sugerează că migrația femeilor a fost un fenomen semnificativ în cadrul speciei. Aceasta ar putea fi explicată de dinamica socială a grupurilor de Neandertal și de căutarea partenerilor potriviți pentru reproducere, dar și de schimbările în mediul înconjurător care ar fi putut influența accesul la resurse. Reconstrucții virale ale pelvisului unei femei Neandertal indică faptul că procesul de naștere ar fi fost similar, dar nu identic cu cel al femeilor moderne. Există speculații că aceste comunități ar fi putut avea forme primitive de îngrijire a sănătății, inclusiv asistență la naștere, menținând astfel rata de supraviețuire a mamelor și implicit a copiilor. Totuși, este important să ne amintim că nașterea în acele vremuri era probabil un proces dificil și periculos, cu riscuri pentru mamă și copil, în lipsa intervenției medicale moderne. Fosilele indică faptul că atât femeile cât și bărbații neandertali erau implicați în activități precum vânătoarea și prelucrarea pieilor de animale. Nu există dovezi clare că femeile ar fi renunțat la aceste activități în timpul sarcinii sau al îngrijirii copiilor, sugerând o participare egală la muncă între sexe. Acest lucru ar fi putut fi crucial pentru supraviețuirea comunității, deoarece toți membrii trebuiau să contribuie la obținerea hranei și la protejarea grupului împotriva pericolelor din mediu. Deși încă există multe necunoscute, ceea ce știm deja dezvăluie o imagine fascinantă a vieții femeilor de Neandertal. Ele nu erau doar mame și partenere, ci și membrii active ai comunităților lor, implicați în diverse aspecte ale vieții cotidiene și activități esențiale pentru supraviețuirea grupului. Explorarea lumii lor oferă o perspectivă unică asupra modului în care aceste femei străvechi au supraviețuit și s-au adaptat într-un mediu sălbatic și dificil, contribuind la evoluția umanității în drumul său fascinant spre modernitate.